Partidă interesantă, din păcate fără spectatori aici în Trivale. Ne pregătim de meciul dintre FC Argeș și Universitatea Craiova și în meciul cu Botoșani, pentru că în partida cu FCSB nu numai că Argeșul a pierdut, dar a pierdut și trei jucători care au luat galbene: Mezacoli, Șerban, Rainov. Bătut aici la prima bară, gol! Ce vorbeam despre inspirația. Asta este inspirație, fără îndoială. Rogulić, el scoate lovitura de la colț, el apare aici la prima bară și reușește să deschidă scorul în minutul 5, din corner, din fază fixă. Centrarea lui Nistor, vine aici, apare înaintea lui Latovlevici. Iată-l pe Latovlevici, vine după el, sare târziu. Fatai, cam tare intrarea, atenție! Este intrare de galben și este al doilea galben pe care îl vede Crețu în 10 minute. Două avertismente văzute de jucătorul Craiovei. Bine, el în câteva clipe, în câteva minute, a văzut aceste două avertismente. În 4 minute, Crețu este eliminat. Câmpanu, tot pentru Colici. Colici e pe lângă. Părea să fie acolo pe minge grab. Remarcabilă detenta lui Colici. Bine, îl ajută și Italia, gamaritul i-a venit bine mingea. Era acolo greab, dar cred că era degeaba dacă reușea să trimită pe poartă. Fenta ce încearcă acolo și iese Fenta, centrarea în fața porții, gol! Fata! Ce fază frumoasă! Fatai! 1-1, 5 minute înainte de pauză. A venit mingea foarte tare, dar este acțiunea lui Diogo Viana. Aici este mare parte din cheia succesului acestei faze. Bine, ia fața lui Căpățână, sigur Căpățână s-a dus după Fatai, unde erau fundașii centrali, dar acțiunea lui Diogo Viana este superbă. Ișvan scoate cornerul. Marius Constantin, practic salvat de Screciu. Vine Marius Constantin, Screciu trimite rău și este ocazie mare pe care o are Argeșul. Arias, gol! Argeșul, ce eroare fac fundașii centrali. Arias face 2-1 în minutul 49. Screciu și Marius Constantin. Dar cred că principalul vinovat este Screciu. Ce erori! Iată faza în reluare. Screciu trimite din fața lui Marius Constantin și dă o perfectă pasă de gol pentru adversar. Să mai zicem ceva de schimbări? Diogo Viana dă pasă de gol. Arias înscrie acum în startul reprizei secunde. Al doilea gol. Pasa mai departe, pe partea dreaptă, Diogo Viana! Ocazie imensă ratată de FC Argeș. Probabil că nici el n-a fost hotărât să centreze, să dea la poartă, n-a ieșit nici una, nici alta. A păruse atât de bine. Cred că a vrut să centreze pentru Said. Intră Bayram. Centrarea lui Nistor, nu era! Ocazie mare pe care o are Colin, șutează însă pe direcția lui Grab.
Portarul Piteștiului reușește să scoată această minge trimisă de vârful de atac al Craiovei. E din nou corner. Iată faza în reluare. Asta e de neiertat în defensiva piteșteană. E de neiertat, scapă ei fără gol, dar apărare om la om, vine la Tovlevic, la Tovlevic în spate, șuturile pe deasupra porții, Said, încă o mare ocazie ratată de piteșteni. La Tovlevic, cât de bine scoate la Tovlevic. Excelent. Portughezul la marginea careului, mai departe, Ișvan! Nu cred că asta era o poziție de șut, de centrare, ce a încercat el. Avea timp, avea spațiu să-și oprească mingea, să o așeze mai bine. De la Arias, acolo în fața porții Said. Putea ieși chiar... Pasa lui Ișvan, poziția este corectă, iese Piliaceli, Piliaceli în fața lui Arias, se duce în dreapta Markovic, până se așează Markovic, se întoarce de două ori João Miguel, dar și el îl întoarce pe João Miguel și nu odată Markovic, Markovic, continuă faza, grab în fața lui Bayram, incredibilă intervenția portarului piteștean, este fabuloasă. Pasa bună, faza părea să fi fost rezolvată la un moment dat de defensiva piteșteană. Bayram dă cu șpiu, Marius Constantin expus și au superioritate Meța Coli. Acolo este Ișvan, primește Ișvan la Tovlevic lângă el, la Tovlevic, la Tovlevic, formidabil, la Tovlevic, gol, Said! Greu de ales între omul meciului, vă spun sincer, între Latovlevic și Greab pentru intervenția aia. Dar Latovlevic este fabulos. Avem niște fundași stânga, trecuți bine de prima tinerețe, Camora, Latovlevic, Junior Muraeș. Latovlevic face un meci impresionant. Și Latovlevic, jos pălăria. Jos pălăria. Bun, în acest context în care Craiova se desface, riscă și în inferioritate fiind, dar ceea ce face Latovlevic nu e influențat de asta. Este genul... excepțional, jos pălăria. Deci nu mai e de om în plus, de ce de valoare, de talent. Pasă de gol, dată de asemenea de jucător de RSF. Oh, Nistor! Nistor! 10 minute plus prelungire, atenție! Ce gol reușește și Nistor! Ce gol reușește și Nistor! Avem și un român marcator din 5. Și că e de-al nostru, nu? Dar asta e și realitatea și cel mai frumos gol. Excelent!